Singurul care poate binecuvânta este Dumnezeu, de aceea cei doi, Călin și Tania, au venit în casa Domnului cu această dorință și credem din toată inima că Domnul onorează credința și dorința lor. De altfel mă gândeam din nou în această zi, când Domnul vrea să binecuvinteze pe cineva, îl binecuvintează în familie. În familie. Și mereu o spun, când Domnul binecuvintează, binecuvintează spiritual și apoi toate sunt reglate și funcționează normal. Și cele materiale și celelalte care intervin în familie, toate sunt reglate și funcționează normal. Domnul se implică în familie, că de altfel inițiatorul familiei este Dumnezeu. Dumnezeu a conceput familia, Dumnezeu este Cel ce a binecuvântat-o și ca atare în Cartea Genesei, asta ne este relatat. Nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Atât de importantă este familia în obiectivul Celui Preanalt, încât după mii de ani Domnul Iisus, Fiul Celui Preanalt, Dumnezeul adevărat, a coborât în trup. În lumea noastră. Și prima lucrare la care a participat a fost familia, nunta din Cana, ridicând din nou valoarea familiei, la standardul pe care l-a avut odinioară. Dumnezeu a conceput familia ca omul să fie fericit, dar există multă nefericire. Domnul vrea să le regleze din nou și a participat la nunta din Cana. Și o să observăm aici, sigur, câteva lucruri și ne vom putea și pe noi verifica și cerceta că latura practică, morală, este aceasta. Cei care sunt căsătoriți să se poată testa, verifica, în virtutea cuvântului. Să vedem pe unde suntem, dacă într-adevăr avem fericire și totul este în ordine și funcționează normal. Dacă nu putem anumite lucruri să le reglăm, venim la Domnul, ca și ucenici atunci. Dar ceea ce este iar interesant este că istoria omenirii tot cu o nuntă se încheie. Începe cu o căsătorie, Domnul prezent. La jumătatea istoriei, Domnul coboară în lumea noastră, participă la nunta din Cana, nu subestimează valoarea nunții, el participă la nuntă. Importantă nunta, foarte importantă. Și apoi istoria omenirii se încheie tot cu nuntă. Ceea ce dorim noi pentru cei doi și vor fi urări frumoase, Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Când este binecuvântarea Domnului, lucrurile vor fi frumoase, aia nu înseamnă că nu vor fi și probleme. Vor veni și probleme, însă Domnul este Cel ce are întotdeauna soluții pentru toate lucrurile și pentru toate nevoile noastre. Ce frumos spune aici, la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii Lui. Domnul niciodată nu este fără ucenici. Nu-L poți invita pe Domnul și ignora ucenicii. Dar în același timp când inviți ucenicii Lui și Domnul este prezent și El participă și El este în toate acțiunile noastre. La nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii Lui și acum aici spune, când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Chiar din prima zi, chiar de la nuntă pot apărea crize în familie, chiar de la nuntă. Am cunoscut familii care chiar din ziua nunții au apărut stări tensionate în familie. Așa să nu uităm, dragii mei, soluția nu sunt cei din jurul nostru. Singurul care are soluții întotdeauna pentru problemele noastre, indiferent de ce natură sunt ele, este unul singur, este Cel ce-a întemeiat familia. Este Cel ce controlează toate lucrurile și acesta este Domnul Iisus Hristos. Dorim Domnul să fie cu voi în continuare. Și atunci când sunt probleme, să apelăm la El, să venim la El cu îndrăzneală. Să-i cerem îndurare, autorul, creatorul, susținătorul, protectorul și mântuitorul familiei. El este totul.
Ce frumos aici spune Biblia. Iisus a zis, umpleți vasele acestea cu apă, le-au umplut până sus și scoateți acum. Și le-au adus nunului. Și după ce le-au adus nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta. Slugile însă, care scoseseră apa, știau. Domnul are soluții pentru problemele noastre. Eu aș vrea câteva lucruri să le amintesc. Vis-a-vis de familie, de criza care poate apărea în familie. Și primul lucru pe care vreau să-l menționez, nu mai au bucurie. Chiar din ziua nunții poți să nu mai ai bucurie. Domnul ne-a dăruit familia, familia e o binecuvântare. Eu de multe ori îmi zic, în familie trăiești cele mai înalte stări posibile. În familie, nu în biserică în primul rând, în familie. În ultimă instanță, biserica din Micălaca este compusă din familie dumneavoastră. Și funcție de standardul familiilor, e standardul bisericii. Dacă standardul familiilor este înalt, moral și spiritual, așa va fi și starea spirituală în biserică. De aceea e foarte important, în familie, să ai bucurie. Nu mai au bucurie. Apoi un al doilea lucru, nu mai au mulțumire. Nu mai au mulțumire. Bucuria, mulțumirea, asta trebuie să fie o permanență în familie. Nu se poate fără ele. Bucuria mântuirii și apoi bucuria împlinirilor pe care Dumnezeu ni le dăruiește în timp, în scurgerea timpului. Și mereu îmi zic, Doamne, la Tine nu se termină binecuvântările, toată viața. Uneori mai zic, este extraordinar să poți descoperi în partener valențe noi, calități, virtuți, extraordinar, tot timpul, să poți descoperi lucruri noi. Viața de familie nu e ceva searbă și sec. Viața de familie e o frumusețe, e o binecuvântare. Tot timpul Domnul are ceva nou pentru noi. Dar asta numai în contextul în care El este prezent. Numai în contextul în care El rămâne la locul Lui. Mi-am adus aminte de o familie care avea un mesaj din partea Domnului. Zice, dacă Tu îmi vei face loc mie în cortul Tău și locul meu să rămână neocupat, eu voi fi acela care în toate zilele vieții tale îți voi veni în ajutor și binecuvântarea va fi pecetluită pentru cortul tău. Are Domnul locul lui și în familie? Absolut. Absolut. El are locul lui. Și el dorește să rămână la locul lui în familie. Și dacă nu uităm de locul lui, e nemaipomenit. Apelăm la el cu încredere. Nu mai au mulțumire. Mulțumirea e un lucru mare și el, alături de bucurie. Biblia spune, Proverbe 15:15, cine are mulțumire, o inimă mulțumită, are un ospăț necurmat. Au zis non-stop, voi aveți nuntă astăzi, dar tot timpul, toată viața, dacă vreți să aveți această stare de bucurie, trebuie să aveți mulțumirea. Ea trebuie întreținută, ea se consumă, dar ea trebuie tot timpul să fie întreținută. Și este extraordinar să fii un om mulțumit. Și atunci când tu ești frustrat și văduvit de anumite probleme, totuși să fii mulțumit de partener, partenerul pe care Dumnezeu ți l-a dăruit. Apoi un alt lucru, nu mai au dragoste. Nu mai au dragoste, nu se poate fără dragoste. Numai în virtutea acestei stări înalte, Dumnezeu este dragostea, prezența Lui. Când nu-i mai dragoste, nu-i mai prezența Lui acolo în familie. Ce frumos, dimensiunile dragostei le găsim consemnate în Efeseni. Foarte frumos, zice, ca să cunoașteți care este adâncimea, care este lărgimea dragostei, care este adâncimea, lungimea și înălțimea dragostei. Nemaipomenit. Dragostea are această dimensiune, o lărgime, când în inima soțului tot timpul pe prim plan este soția și nu este altcineva. Chiar dacă vin copiii, să știți, copiii nu trebuie să ocupe locul soției sau locul soțului în inima soției. E o rânduială stabilită de Dumnezeu, o inimă largă. În inima lui Dumnezeu, vedeți, modelul nostru este Domnul Iisus. În inima lui încape omenirea întreagă.
Atât de mult o iubi Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui fiu. Ce frumos când soțul și soția au o inimă largă, unul pentru celălalt, pentru familia pe care Dumnezeu ți-o dăruiește, pentru frații pe care sunt polarizați în jurul tău și pe care ne-o dăruie Dumnezeu. Apoi un alt lucru, nu mai au supunere. Supunere, foarte importantă supunerea în familie. Vedeți, înainte de a pretinde, dar atunci când soțul de bunoară pretinde soției, tu trebuie să fii supusă. E un pas cu stângul. Eu consider că nu-i admis ca un bărbat să ia o atenționeze pe soție. Tu trebuie să fii supusă. Din start ea trebuie să știe lucrul acesta. Dar frumusețea știți care este? Biblia spune acolo, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Când există supunerea reciprocă, e ușor apoi, continuă, tot astfel și voi soțiilor, fiți supuse soților voștri, ca Domnului. Ce frumos când există această subordonare, supunere. E ușor să fii supusă când e supusă mai întâi Domnului. E ușor să fii supus când e supus Domnului și știi că deasupra ta, ca și cap al familiei, este Hristos Domnul. Un om care este supus în biserică e ușor să fie supus acasă. Dar cine nu e supus în biserică, sigur, are tendința aceasta mereu și mereu de a nu fi supus acasă, în familie. Supunerea e o mare problemă în multe locuri. Ce frumos! Ce cuvinte articulate cu greutate în familie, atunci când există această supunere, atenție, în vorbire. Să nu superi partenerul, să nu-l jignești, să nu-l umilești. Mai ales după ce vin și copiii, întotdeauna să-i ridici prestigiul și autoritatea. Apoi un alt lucru, nu mai au comunicare, nu mai au. Ce frumos, i-au apelat la Domnul, Domnul era prezent la nunta lor. Eu aș vrea cei care sunt aici căsătorii să se verifice vreuna din aceste nevoi, lipsuri, carențe există în familie. Ce trebuie să facem? Numai la Domnul, El le are. Să le recunoaștem că nu le mai avem și să venim la El, Doamne, vrem comunicare. Nu se poate fără comunicare? Nu există. Nu funcționează normal familia și nu poate merge înainte. Ce frumos! Că nicio acțiune, unul fără celălalt. Întotdeauna discuți mai întâi, împărtășie, comunici. Orice lucru pe care vrei să-l întreprinzi, îi transmiți celui de lângă tine. Uite la ce m-am gândit, ce frumos! Comunicarea, vorbiți între voi, nu tăceți! Soți care nu vorbesc, ore întregi și zile, și zile! Dar așteaptă și binecuvântarea de sus, nu se poate! Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, comunicați! Prin comunicare există o apropiere unul de celălalt, descoperi lucruri noi pe care nu le-ai știut. Ce frumos în familie! Familia e o binecuvântare cu toate greutățile, că vin greutăți, ne testează aici, Domnul, verticalitatea, credincioșia, fidelitatea, îi testată în familie. Acolo Domnul vrea să vadă cât suntem noi de credincioși, de fideli. În primul rând lui și apoi, sigur, partenerului. Nu mai au comunicare, nu mai au apoi îngăduință. Îngăduiți-vă unul pe altul în familie. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă, după cum și Hristos v-a iertat pe voi. Dumnezeu v-a iertat în Hristos. Dumnezeu ne-a iertat. Ce frumos să ne îngăduim! Caracterul nostru, dragii mei, este format în familie, să știți, ne modelează Domnul în familie. În familie ne șlefuiește. Și ce frumos, după ani de zile să te poți bucura și la bătrânețe, și la bătrânețe, să te poți bucura uitându-te retrospectiv în urmă că Dumnezeu într-adevăr te-a binecuvântat. Doamne, pe cei doi binecuvântă-i Tu. Ajută-i, Doamne, să țină cont de cuvânt. De cuvânt trebuie să ții cont. Oglinda. Tot timpul trebuie să mă uit în oglindă. Îmi descoper carențele care le am. Știți? Familia
din familie Dumnezeu scoate lucrători, oamenii lui Dumnezeu folosiți în lucrare. Foarte importantă e familia. De-a lungul timpului au existat familii care au rămas curate, credincioase, fidele celui preanalt. Chiar dacă alții au mers într-o altă direcție. De aceea tot timpul trebuie să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Tot timpul să venim la El. Tot timpul să ne uităm la noi. Frumusețea, știți care este, zice Biblia? Rănile pricinuite de un prieten dovedesc credincioșia lui. Păi, ca și soția, mai, ea are dragoste. Când încearcă să te corecteze, o face cu bunătate. Nu o face în mânie, în ură. Ce frumos! Soțul la rândul lui, când vrea un anumit lucru, să-l ajusteze în viața soției, îi spune cu multă delicatețe, pentru că îi dorește binele, nimeni nu, cei mai apropiați, soțul și soția. Nu mai au respect, nu mai au respect. În familie trebuie să fie respect unul pentru celălalt. Păi soția mea de atâta timp, m-am obișnuit, vorbesc oricum. Da, de unde? Acolo trebuie să fiu foarte atent. Tot timpul trebuie să întrețin binecuvântarea pe care mi-a dăruit-o Dumnezeu. Copiii vor vedea, vor citi, să știți, ne copiază. Se uită la noi, la modul nostru de a fi. Ce frumos! Când vor deșifra, vor descoperi lucruri frumoase, lucruri noi, vorbe înalte, articulate, cuvinte articulate, cu greutate. Nu mai au respect. La ora actuală trăim într-o societate. Cum ieși afară, numai ostilitate, numai priviri dușmănoase. E nemaipomenit în familie să simți un cuvânt bun, un cuvânt care te ridică, te încurajează, un cuvânt de apreciere. Iar dacă trebuie și o mustrare, soția, soțul, unul la celălalt, o pot face, că o fac în dragoste. Că în ultimă instanță nimeni nu ține la tine mai mult decât partenerul pe care ți-l-o dăruie Dumnezeu, soțul sau soția. Apoi un alt lucru, nu mai au bunătate. Bunătate. Ceea ce face farme cu unui om este bunătatea lui. Fiți buni unii cu alții. Călin și Talia, fiți buni unul cu celălalt. Ce frumos, bunătatea. Farme cu unui om, bunătatea. Domnul a fost bun cu noi, Dumnezeu e bun. Eu îmi zic de multe ori, Doamne, omenirea de astăzi, să știți că nu e mai puțin păcătoasă decât în vremea lui Lot și a lui Noe. Și totuși Dumnezeu iubește lumea aceasta și nu o nimicit-o și nu o nimicește. Știți de ce? Pentru că are biserica aici, valoarea, comoara, comoara. Și în virtutea ei este protejată și lumea aceasta. Ăsta e secretul. Eu asta am înțeles din Biblie. Extraordinar. Dumnezeu este bun. Și El vrea să fim și noi buni unii cu alții. Să ne comportăm cu multă bunătate, cu multă atenție. Nu mai au bunătate, nu mai au blândețe. Blândețe. Ce frumos, blândețea. Am numit blândețea aceasta o floare rară. Floare rară care crește dintr-un teren al smereniei. Trebuie ca lacrimile pocăinței să ude terenul smereniei, să crească această floare rară a blândeței. Un om blând e un lucru mare. Doamne, binecuvântă-i pe cei doi. Amin. Și cu blândețe, dar toate familiile de aici. Și în ultimă instanță nu mai au smerenie. Domnul ne învață în familie, să știți, și lecția smereniei. Și ce frumos, ucenicii au zis la nunta din Cana, Doamne, nu mai iau. Orice lucru pe care, dacă s-o consuma, nu-l mai iau. Și chiar din prima zi, anunții, crize de natură spirituală. Nu neapărat ne referim la cele materiale. La cele materiale Domnul poartă de grijă, când sunt cele spirituale și de astea ținem cont, cele morale, cele care ne ridică și ne apropie unul de altul. Dumnezeu este Cel ce se implică. Dumnezeu are în vedere asta pentru tineri, viața unui copil și a unui tânăr în drumul și în mersul lui.
Și apoi când e vorba de căsătorie, acolo Domnul se implică într-un mod absolut. Și Domnul este Cel ce binecuvintează. Eu mă bucur pentru cei doi și doresc din toată inima Dumnezeu să-i binecuvinteze. Să-i ajute, părinții vor întreba și într-o parte și în alta în zilele următoare, că așa se întâmplă după nuntă. Auzi, cum te înțelegi, cum ești bucuros, ești fericit? Dar de altfel ne desconspiră și mimica feței, dacă suntem bucuroși, împliniți sau nu. Trebuie să vadă pe fețele voastre că totul este în ordine. Că Dumnezeu e prezent. Ce frumos și să recunoști! Doamne, toate le am de la Tine. Și apoi după zeci de ani de căsătorie te uiți în urmă și nu regreți. Și recunoști, Doamne, cel mai mare eveniment după mântuire a fost căsătoria. Și este. Este. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să binecuvinteze părinții care v-au crescut și s-au dăruit pentru voi, pe cei polarizați în jurul vostru, rudenile și apoi toată biserica. Doamne, ajută-ne la toți să ajungem în împărăția Ta. Și acolo nu numai unul să ajungă, Domnul vrea familia întreagă. Aici este binecuvântarea adevărată. Când soțul, soția, copiii pe care ni-i dă Dumnezeu, împreună cu toți, vom ajunge în împărăția Lui. Și asta dorește El. Pentru aceasta El se implică întotdeauna cât timp este prezent în familie și dăm întâietate. Și ascultăm de El. Îl întreb pe El, Doamne, ce să fac? Vin la Tine și El îmi spune ce să fac și apoi pun în aplicare tot ceea ce El mă învață. Domnul să rămână cu noi la părtășie în continuare, să rămână la această nuntă și să rămână în viețile noastre ale tuturor. Amin.